Asta că e de-al nostru, gen, știi ce zic? Atât timp cât când îi zic să facă, face, îmi convine, gen. Imaginează să fie cineva în intersecție acum. Îl duc pe DAS, îl duc pe DAS 2. 300, n-am așa. Uite cum iau curbele la 300. Bă, adevărat că e lipită de asfalt ăsta. Eu cât livrez dacă scad amenzile, rămân pe mine. Doar că nu e atât de lipită. Cum? Ce-i cu livratul? Zic, dacă scad amenzile la sfârșit, rămân pe mici, pe minus, ești nebun. Dacă mai scad și este. Salut, mă auzi? Salut, da. Trebuie să plătești taxa. E plătită. Nu e plătită. Da. Zi-mi în CNP să văd dacă e plătită. Verifică. Păi și de ce îmi zici că nu e plătită dacă eu am plătit? Pe simt CNP-ul tău să văd dacă e plătită. 11. 11. Stai că merge acum. E plătită, poți să pleci. Salut. Aia zic. Plecă vreau eu, nu că mă lași tu, genul, că poți să pleci. Da. Spor la livrare. Salut. Ia stai așa că era, dar mi-au spus să pleci, ești liber. Mai aveam și eu asta cu ești liber. De asta când voia cineva să plece, bă, hai că mă duc, gata, ești liber. Dismiss, cum ar veni. Câte din astea ai de făcut? Bă, țipe de marihuana, mai am vrut 30 ceva. Dar dacă dau pe marihuana cu unul, nu-mi dă tot timpul țiplă, îmi dă și iarbă, îmi dă o țiplă și trei iarbă și o iarbă n-am, doar țiplă. Prima dată... Atunci ce faci? Bă, mă duc și olivez, că nu pot să anulez. A, și îți dă mai puțin. Îmi dă, ți-am zis, 200 pe din asta. Eu le-am făcut iarbă până acum. Nu merită, nu merită. Bine, poate iarbă merită, eu am țiplă, nu știu. Pe cât primești? 200, n-ai auzit? 200 constant? Per plic? Cam așa, da, cred eu. Am avut 80 de din astea de... Așa că mă și ui și zic. Am avut 80 și am 37 de mii și mai am 43. Fă și tu o socotelă. Cred că e poliția pe aici. I-a luat, ești nebun să mă răgi vina dacă nu i-a luat. Dar ăla de unde știe să sară coaie? Veniți sus repede, am făcut? Spate la mine. Veniți repede aici, peste gard. Spatele la mine. Fugiți, că vine, fugiți. Bă, ia, ridică-mă, mâna. Mâinile sus, mă. Dar de ce stai trageți, bă, domnul? Ce-o făcut de... Unde cu fața la mașină? Aolea. Stai că îl pune o cătușă. Domnul, insist să nu-mi pune nicio cătușă, nimic. Da, noi Optim? După tine, după cum... Mie nu-mi puneți cătușă, că vă sparg, vă știți cine-i taică-miu? Cine-i domnul? Cine-i taică? Cine-i bă, mă împinge! E ăla de la Tutti Fresh! Pune-mă cu fața Fatele. La mașină acum, băi, ia ține-mă! Pune-ți cătușele, băi, trebuie la secție! Bă, taică-mi ăla de la Tutti Fresh, potoliți-vă! Au! Tutti Fresh? Opa, ușor așa! Verifică dărul cu colegul! Au! Ce faci, mă? Dar de ce l-ați împușcat, domnul, pe omul acela? Ce-o făcut? Pe... Ce faci, mă? Ajută. Ce face aici? Ce vino cu mine, vino cu mine, mă, odată, vino cu mine. Stai, verifică-l mai întâi, verificați-l. Vino aici cu mine. Mă, mă rog, mașina, băi. Nu e mașina mea, domnul, că eu nici... Bă, m-ați găsit pe mine în mașină? Eu nici nu eram în mașină. Urcă, urcă unde îți deschid. Controlăm mașina, cu noua dumneavoastră. Controlați-o, nu zic eu nu, da. Urcă. Urcați acolo? Hai că... să plecăm. Stai acolo, că se pune centura. Hai, care mai vine? Luați-l pe ăsta, mă, luați-l pe ăsta. Bă, să mă tind acolo. Da, domnul meu. L-ați luat? Urcă aici, mă. L-ați luat și pe ăla în costum din mașină? Acum, uite, domnul... Mai, nu, vedeți că mai e unul în costum în mașină, dați-l jos.
vin aici. Că mereu mă sună ca să-l iau la mine în mașină și de asta zic. Așa, așa, dați-l și pe ăla în costum jos, vă rog frumos. Aia este rugămintea dumneavoastră? Păi nu, dar mă zăpăcește mereu să urce la mine în mașină. Fută-te pe alaltă parte. Urcă la mine. Păi, stați așa, domnul, că îi fac eu loc. Gata, domnul, urcă. Urcă, urcă. Stai să pun și la domnul cintură. Hai, hai, la, hai la penitenția repede. Ce l-am dat în gură pe ciocată, băi, și l-am dat în primire. Luați-l că eu nu mai am chit să-i dau. Dar nu-l împușcați, domnul. Bă, dar cine e asta că eu știu după voce, dar nu știu cine e. Bă, cine e asta, băi, că știu după voce, dar nu știu cine e. Luați-l, bă, nu știu cine e, frate, uite și... Ne întâlnim la penitenția. Ce e Bădescu, mă, e Bădescu, băi. Îl mai știți pe Bădescu? Aveți un avocat cumva? Șefule. Domnul, da, dacă mă puteți duce până la el acasă să-l chem. Da, sigur, o să îl sunați. Bădescu, mă, așa, mă, că nu mai venea în minte, frate, cum îl chem. Ochișor, cine e ochișor? Bă, bebe, bag-mă și pe mine, unde să te bag? Te-a luat. Unde mergem, domnul? Domnule, unde n-a fost niciodată. La penitenciar acolo. La femei? La pușcărie, domnule. Știu și pe ăsta la polițist. Cum n-am fost niciodată, domnul, că am mai fost. Ați mai fost? Da. Deci știți cum să pun cu astea. Bă, dacă m-a venit poliția în spatele meu. Și v-a plăcut, domnule, de tot ori nu știți aici. Domnul, e o greșeală, domnule. Eu nici măcar nu eram în mașină. A venit polițistul ăla în spate după mine. Iar a stat la pândă pe acolo. Stați la pândă pe acolo, că mi-au zis oamenii. Stați la pândă. Eu nu stau la pândă, domnule. Camuierile alea de leverit. Normal am venit, domnul meu. N-aveți ce să căutați pe acolo. De ce să n-am voi? Mă plimb pe undeva. Înțelegeți? Sunt plină cu mafioți. Plină cu mafioți. E plină cu... Că de-aia erați voi acolo. Paul. Adică cu polițiști. Eu să vă dau și pentru ultraj sau? Da, colegu. Ce ultraj, domnul? Adică mă înjurați, chiar așa pe față. Dumneavoastră? Pentru că erați acolo. A, doar pentru prezență. Păi și pe mine la fel, ce crezi? Eu n-am nimic la mine, sunt cu lacrimă. Dacă aveți ceva ilegal la dumneavoastră ce și... Ce s-a întâmplat, domnul? De centura jos, colegu. Deschide ușa din spate, colegu. Da, interesant. S-a decapitat mașina, domnul. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. I-a picat motorul. De că... Ce se leagă pe unde de aici? Haideți, domnul, după mine. Salut, salut. Domnule, stați cu tecol bloc. Salut. Am venit un control pe aici, medical. Să liniștim un nervi momentan. Cred că domnul ăsta are tensiune, nu știu ce are speriat. Domnule, stați așa. Dă-te puțin, colegul. Las că îi dau cu taser dacă nu. Dar cu ăsta am de cap. Dă-te de acolo. Stai așa, colegul. Dă-i un taser. Ești mă afară. Ma. Oh, bre, ce dați în mine. Să-ți mașina. Tu ce ai făcut, bre? Eu nimic, eram în... Închideți mașina, colegul. În zona aia, că rău, famata sau ceva de genul ăsta. Nu, e a mea, nu știu. Veniți după mine odată. Bre. Era să băgam ăla acolo, mă. Unde s-a băgat? Bă, ieși afară, ai 5 secunde. S-a băgat în portbagaj? E aici pe banchetă, mă. Nu. Uite. Ieși afară. Stai așa, colegul. Au, domnul, închide, gata, dar luați-mă repede în brațe, colegu. Dacă luați-mă în brațe, colegu, repede. Colegu, închide mașina, colegu. Hai. Unde e ăla la mă? Colegu, închide mașina, uite ce face. Domnule, v-ați făcut șofer? Dă-mă jos, domnul, dă-mă jos. A, crezi că-s șofer. Și luați-mă repede în brațe. Da. Domnul. Da, domnule. Dați-mă jos și luați-mă în brațe. Luați-mă în brațe, repede. Păi dacă nu mă luați în brațe repede. Pa, unde domnule? Stați pe loc. Nu, eu nu mai pot dumneavoastră. Gata, domnule, hai dați-mă jos că-mi vin, hai dați-mă, domnule. Dați-mă jos că merg acum, merg. Eu când dau jos din mașină, tu sar pe el, da? Nu, domnule, lăsați-mă, dați-mă jos că merg, că nu merge așa, că durează mult. Doar dă-mă jos că merg de bună voie. Gata. Gata.
Vă iau ușor, unde este așa de mărut? Acum m-ați luat în brațe, când vă zic că merg de bunăvoie, m-ați luat în brațe. A, merge de bunăvoie, ok, ok. Păi până acum nu m-ați luat. Cu capul deschid ușa. Da, domnule. Am drogul la mine, băieți. Pune. Hai, nu cădeam, mă, nu cădeam, hai, mă, hai, mă. Hai, mă! Ce face, domnule, pune? Bă, ce m-a prins bulangiu, bă. Domnul? Uite ce-am spate la mine. Doamne, m-au auzit? Aoleu, mă ceartă așa că te-am pierdut. Nu ești spes. M-a luat în băiațe, bă, m-a luat în băiațe. Domnul. Domnul, ce faceți? E rău. Uite ce la mine în spate, dau un coordonat. Dar nu știu cum să iei din asta, la mine, văd. Haideți, domnule, m-a stat mult aici, ce faceți? Mă, cac! A, gata, gata, gata. V-ați făcut probleme. Deci a, lăsați-mă, domnule? Lăsați-mă că merg, gata. Aoleu. Trebuie să spuneți, domnule, că vreți la treaba mea. N-am nimerit toaletă și am zis că mă duc aici. A, am înțeles. Și așa îmboscheți, domnule? Păi dacă nu aveți o toaletă aici. Păi și unde e ăla, pula mea? O păi pleca, avem domnule. O toaletă. A intrat acolo. S-a dus în boschet să-și facă treburile, coleg. Nu știu că te-a părut. Cine te ceartă, domnul? Păi să nu le spuneți, că după aia mă ceartă colegii, domnul, și mă dau afară ăștia. Nu, no, domnul, nu zic nimic. M-a lăsat jos. Da, haideți pe mine. Ați pierdut pe celălalt, domnul? Unde s-a dus? E aici, domnul. Dacă îmi dați cătușele, vă arăt unde. Aici e locația? Da. Ai față la perete. Domnul, ați pierdut pe celălalt, domnul. Căutați pe ăla, că nu știu unde dracu. Dați-mi cătușele jos, că vă arăt eu unde e. Nu. Față la perete, ca să mă uit și eu ce aveți în buzunare. Și în ghiozdanul ăla frumos. Uitați-vă, domnul, că nu vă rețin. Faceți că nu vreau să-i dau accept, îi trolez un pic. Ia să vedem ce are domnul aici. Domnul Chirios este la penitenciar, l-am găsit. Mașina ați verificat-o? Nu era mașina mea, domnul, și nici nu m-au prins în mașină, domnul. Ce să-mi verifice mașina? Mașina era lângă dumneavoastră, dumneavoastră ce nu pot. Domnul, cum adică era lângă mine? Că eu eram plecat în cealaltă parte. Dar a venit un coleg de-a dumneavoastră, a venit lângă mine, dintr-o dată o leșinat, era cu arma mână, o leșinat, nu știu, poți, cred că i s-a făcut, i-a scăzut glicemia. L-am prins direct din termal, îl vedeam. A, i-a dat cineva la mă. De câte am înțeles? Da. Mamă, frate, ce oameni periculoși umblă pe strada aia. Bă, mă, lasă mai aici. Bă, dați-vă la o parte, colegul, să se uite, că îl deranjează, n-auziți? Gata, e las. Nu, domnul, ați găsit ceva la mine? Pe rusul ăla nu l-a prins, era unul rus, cu căciulă din aia de rus. Căutați-l pe unul, are o căciulă de rus, nu știu unde dracu s-a dus. Pe aici, prin secție, că nu ajunge departe, că-i întotdeauna. Și pe ăla la costum. Hai, domnul, că v-am deschis ghiozdanul. V-am deschis ghiozdanul. Dați-i și mie un... Așa. Opa! Ce are domnul aici? Un 4 jointuri, niște bani murdari, 3 pe căscuță, 41 de țiplă de marihuana. Mamă! L-am prins pe unul. Domnul meu, astea toate se confiscă. Stai așa, nu le confiscă întâi. Fai poză? Bă, da-i aș pune acolo pe aplicație. Nu-i confisca, mă, mai întâi fai poză, mă. I-am făcut. Păi și pune acolo. Ai făcut, ok, bă. M-au prins, băiți. Confiscă tot? Cine, domnul?
Eu le știu pe toate odată, le iei pe rând să mă rup la buzunar. Rup țigările pe cadă ele. Și așa. Am și o vorbă cu dumneavoastră. Așa, domnule. Stai să iau și eu buletinul. Bun, după stai să iau. Aici, din spate. Bebe Mause. Bă, nu știi să citești, mă? Pentru orice... Erau angajat ăștia în alfabet în poliție. Stați, nu o să mă mai uit, dar pe care n-am văzut CNP-ul. Caz pentru... Domnul doctor! Spuneți, domnule. Să-ți iau fa... să aveți grijă de mine dacă... Am spate, domnul. Am grijă, am grijă. Nu, dar de ce, de ce mă întrebați dacă am ochi la spate? Nu știu. Nu vezi că am capul într-o parte și îl văd cu coada ochiului? Lăsați. Bune, aduceți-vă un pic la mine. Nu așa. Vreau cu tine, nu vorbesc. Doamne, mă, cooperați cu noi. Ce s-a întâmplat, domnule? Că nu vorbesc. Plecați un pic, colegi, vreau să întreb și ceva. Cu dumneavoastră, da, cu domnul, nu. Bă, domnul Rosnac. Aici e Rosnac. Mi le-a pus un polițist în ghiozdan. Ce faci, Rosnac? Le ia de să văd ce ai pe tine, spate la mine. Puteți să-mi comunicați cu polițist? Cu care vorbiți, domnul? Domnul acesta de aici. Puteți să-mi comunicați? De ce să faci? Mamă, dar ce... Domnul de acolo pare cu foarte... care doriți, domnul, să vorbiți? Cu domnul de aici, din fața mea, nu vedeți că stau cu fața la el. A, cu mine doriți da, cu dumneavoastră, să spun, da, puteți să mă interogați. Ce anume v-ați pus în geaca? Nu știu, că n-am văzut, ceva priculește. Păi nu mai am nimic, am fost chelit deja. 40 de țipe de marihuana, 39 de biban murdari și 4 genicari. Normal. Domnule, ce faceți cu banii falsificați? Bun, stai două secunde. Deci câte tipuri de droguri ai avut? Domne, niște 41 priculețe. 41 cu 4 joint-uri. Vă jucați Monopoly cu banii ăsta, ce faceți? Din câte tipuri? Ha? Câte tipuri? 41 de țipe de marihuana și 4 joint-uri. Deci două tipuri. Un singur tip. Exact. Și cum adică dar? Două tipuri, domn? Un singur tip, domnule, pe dacă... Un singur tip, că marihuana e joint-ul e făcut din marihuana. Bine că vă spune doctorul. Și cu banii murdari ce făceați, domnule? Vă jucați Monopoly, nu? Domnule, cum adică sunt bani murdari? Păi sunt falsificați, domnule. Adică... Cum să fii falsificați, domnule? Nu are ștanță acolo la bani. Domnule, nu sunt bani murdari, domnule. Sunt bani. Am înțeles. Și ce făceați în zona aia? Poftim? În zona aia ce făceați cu tăia iarbă? Eu vă spun sincer. Cu atâta iarbă, eu n-am avut nicio iarbă la mine. Cred că în mașină, domnul care era cu mine, polițistul mi-a infiltrat acea iarbă în ghiozdan. Domnul meu, am polițist. Nu are cum, pentru că eram eu și colegul. Care din? În mașină. Și eu plăceam și colegul era cu mine, așa că nu se poate să fie. Înseamnă că ăla care m-a încătușat prima dată la mașină. Domnul polițist, ce poți să fie? Să vă pun așa de repede să pună țipele de marihuana? Păi, ai găsit cu adevărat, nu știu, o plăsuță cea, nu știu. Văd că aveți cercel, sunteți om periculos. Și-a pictat pe față. Am avut un accident. Ce fel de accident? Ia uitați-vă la mine. Ce înseamnă tatuajul acela? A fost un accident, domnul. S-a uitat un polițist pe mine și i-am cap în gură și m-am lovit și eu în același timp. Haule. Vreți să vă arăt cum? A, nu, domnule, stați liniștit. am glumit. Dar ce, mai aveți treabă cu mine sau sunt liber să plec? Sunteți liberi ca să... Hai, haideți, vă rog frumos, plecați. Vă lăsăm. Dați-vă colegii, mă, să iasă. Dacă vreți. Nu, domnule, am plecat. Mergeți așa. Să plece, colegi. Poți să plec și eu, mulțumesc. O, domnule, zici că sunteți din Alien și versus Predator. Da, domnule, hai cu glumă, mergeți înapoi. Ajută. Bun, domnule, intrați înăuntru, că nu trebuie drepturile. La o parte, la o parte. La un avocat. La o parte, că l-ajut eu. Hai sus. Plecați așa, domnule. Nu vreau să mai bateți pe nimeni. Din moment ce eu i-am deschis ușa, deci dați-mi eu. Mă bat. Din moment ce eu i-am deschis ușa. Bă, joc de mine, îmi pun. Hai, intrați aici, domnule. Chelule, hai, rusul. Băgați-i și pe ăla acolo, treceți la perete. Chemați-i și pe ăla la tăici. Domnule, doriți un avocat?
Normal că vei un avocat. Vei un avocat okay. care să vină aici și exact să-i spun că... Da, să-i spun... Spatele la mine, vă rog. Vreau să-i spun că am fost abuzat. Am fost... Ce s-a întâmplat este aici? Este dreptul meu voastră civic ca să contestați acest lucru. Deci vă rog frumos, sunați avocatul. Domnul este cu domnul ăsta. Nu? Prietenul? Păi, tovarășul. Plecați de aici. Plecați de aici. Îmi dau foc dacă nu mă lăsați să plec. Domnule. Îmi dau foc dacă nu mă lăsați să... Am și plichetă la mine. Nu, cred că ai. Asta-i lăsă că aici trăiești. Băi, stați cu mine că îmi dau foc, îmi dau foc. Domnule, lasă-o jos, domnule. Hai să ne calmăm. Îmi dau foc, domnul, dacă nu mă lăsați să plec. Ascultați-mă. Mare doctorul, mare doctorul. Să vă lăs singur. Domnule, vă las în libertate dacă îmi dau canistra aia mână. Dați-mi o mie. Mare doctor, n-auziți? Domnule, nu să vă mai dați foc, gata. Domnul, că sunteți deja prea hat. Dați uite aici, domnule, că vă las în libertate. Eu zic să mai țineți armele. Poftiți. Acum sunt liber? Acum puteți să sunați avocatul. Aveți tot dreptul acesta. Ce că ai încredere în poliție. Păi noi suntem sigurați și încredere. Încredere că vă prindem și siguranță că nu vă dăm drumul. Bă, până la costum l-ați adus aici? El ia domnul și dumneavoastră fața la perții să vă ce aveți. Narosule, domnul avocat, da, ce faceți? Ce faceți, domnul avocat? Să-l puneți pe speaker. Am încercat aici cu domnule la intrare să mă las să intru. Să-l cheme pe șeful. Domnul, veniți că am nevoie de dumneavoastră la penitenciar. Adică că vin, fără probleme, sunt aici. Să trăiți, vă aștept. Acum vine avocatul, el la costum verde și deja la intrare. Acel puțin pe cineva. Acum mă stai, să-l iau acasă, vrei, acolo stau. Și cu ce vă ocupa dumneavoastră în acest oraș? Ai față la perete. Șofer de autobuz. Lasă-l colegul, așa că nu mai face nimica. Șofer de autobuz și că autobuzul livrează droguri sau ce? Poate și-a lăsat o bătrânică acolo pe scaunul din spate la autobuz, mă știți? Da. S-au audit ceva din stânga mea, dar nu-mi dau seama ce. 10-4. O, ți avea iluzii, domnul. Da. Lasă, nu te dă. Hai, noroc. Uite, a venit avocatul. Da, băiatul ăsta. Hai, noroc, la dupăză, hai, noroc. Tu nu cumva erai la secție la subteran? Lasă-l colegul în pace, colegul. Ce te legi de el? Lasă-l în pace. Domnule, bună. Eu vreau să vorbesc cu șeful dumneavoastră. Toți de aici suntem agenți, domnule. Trebuie să discutați cu toți odată. Păi și șeful dumneavoastră nu e comisarul. Nu știu cine este. Păi întrebați-l că el nu știe, știe de Nea Ciocată. Noi nu puteți să dați de el? Păi bun, Nea Ciocată, dar discuți acum cu noi. Păi discut, dar vreau să discut cu șeful. Păi ce să discutați cu șeful când noi l-am prins? Păi da, da. Domnul n-a făcut nimic, ce-a făcut. Nu, păi niște pătrunjele la bunica pe el. Ce avea? Niște pătrunjele la bunica pe el. Bine, nea. Colegi, te-ați verificat actele lui ăsta. Bre, deci tu ai la... Deci tu ai la punga de la copilul ăla și te-a băgat în buzunar? Bă, cred că da, nu știu. Bă, te-a prostit copilul ăla. Bun, doresc ca să vă lăsăm 5 minute în intimitatea dumneavoastră. Mă arătați și mă legitimație, dacă se poate. Colegul, lasă-mi colegitimă de șasea. Bun, o să-i lăsăm 5 minute în intimitatea lor, da? Deci, haideți să mă băgăți. Deci noi trebuie să faceți să mă căutați, le vreți, nu am acum... Domnule, o să discutați cu el acum între 4 ori sau între 6 ori. Noi să stăm cu mis la ușă. Și când o să vă puneți toate cap la cap, atunci o să vină înapoi, da? Păi, rusul ăsta, dați-l afară, că ăsta n-are treabă, domnul ăla, nu a făcut nimic, nu era acolo. Bre, eu vreau să știu ce ați făcut la mine pe Tarlac. Acolo este Tarlac? Care a fost colegul Rani de un cuțit de individul ăla? Ia vino aici. Dacă este ajut eu. Hai colegul afară să îl lăsăm. Ce să ajungi tu, mă? Colegul? Ăsta-i smordul, bre, lasă. Colegul. Hai să ieșim, mă, hai să ieșim să-i lăsăm pe ăștia aici. Bă, domnul, luăm cu noi sau nu vreți să vorbiți cu el? Luați-l. Hai, domnul afară. Gata. Că nu pe domnul lăsați-l pe clientul ăsta. Și tu, că nu te vor băieții. Stai cu ei. Băieții, dăm și noi un like acolo, facem 400 de like-uri. Eu nu vreau să stau, eu vreau să plec. O să vin un agent și vă, dă-te puțin. Bă, eu sunt curios cum ai scăpat de acolo. Domnul comisar nu poate deocamdată, o să vin un agent șef. Zi, mă. O să vin un agent șef pentru dumneavoastră. Ce?
știi că eu norocul prostului, da, știi? Am dat-o cu alea ce am învățat de la matale. Cu ocazie, cu alea, nu știu ce. Bă, singurul tău noroc și care e? Că la arestarea de acolo m-au prins pe mine. Și restul ăsta este de importanță. Stai că te scot eu de aici. Scoate-mă, ciocată. Mă bazez pe tine. Dacă vine șeful la mare, te scot că-s prieten cu el. Cum îl cheamă pe șeful mare? Bă, nu știu cum îl cheamă, dar azi m-am prătenit că vrea să mă bage la el aici. Și am zis că nu pot, că treabă, că nu știu ce. Hai, ajută-mă, mă bazez pe tine. David, salut, da, David, băieți, dați și voi aplauze pe chat pentru Davidescu, băieți. 28 de luni de prietenie. Te pup, David, mersi. Și pe tine și pe Gigi. Bă, Gigi. Ia cuțitul. Rus. Ia cuțitul. Păi cum, bă? Bă. Deci, eu, domnul avocat, vă spun sincer. Eu n-am făcut nimic, pur și simplu am fost luat așa aiurea. Nu mai stă cocoșa și ridică-te odată. Auleu, viața mea, stai așa, bre. Și m-am pedicat. O să te rog să mă ajuți pentru că n-am făcut nimic. Da, bre, știu că n-ai făcut, da. Eu nici acum nu vorbesc. Nici acum nu înțeleg de ce s-a aici. Pe Gigi nu-l percheziționa nimeni, vă dați seama cât de concentrați, mai știți? Mai știți aia cu polițiștii, cum fac polițiștii când audă bebe Moise? Exact așa sunt și acum. Uite, treaba ta, mă. Deci, domnul avocat, vorbește-te o frumos cu domnul. Spune-le că am terminat. Haideți, domnul, cât mai durează? A terminat? Cel mai mare avocat. Piși pe tine. Ok, ați discutat? Da, domnul avocat, o să ne scoată de aici. Da, a zis că vreau să vorbesc cu un șef ceva. Spuneți, domnul, spuneți. Nu sunteți dumneavoastră șeful. Dar de unde știți? Vocea. După voce? Nu știu cum să vă zic că s-au schimbat multe aici, la noi. Pe unde? În câteva ore? O să vezi de câteva zile. Dacă nu sunteți la curent, îmi pare rău. Păi nu, dar eu acum 6 ore m-am întâlnit cu domnul comisar. Asta l-a făcut. Domnul este doar la poliție, nu are nicio treabă cu noi. Domnule, era aici la voi, îmbrăcat ca voi, așa vezi că el e comisar, șef. Domnule, eu cum v-am spus. Am ia ca voi, așa era tare, smaker. Domnule, cum v-am spus, domnul comisarul este cu poliția română, nu cu DINCOT, nu are nicio treabă. Domnule, ascultați la mine. Spune-ți. Clientul meu, nu știu ce ați găsit la el acolo, ce v-ați uitat, ce avea, dar un copil pe stradă, cu bicicleta, a venit lângă el și a zis, domnule, hai să-ți dau niște ceai pentru mama ta, pentru că domnul are mama bolnavă, înțelegeți? Uh-huh. Și nea, bebe, era disperat, căuta niște ceaiuri printre blocuri pe acolo, să facă pentru mama lui, să o facă bine. Și a venit un copil cu bicicleta, așa era el un pic cam dubios, așa, știți? Avea niște ochi mari în cap copilul, așa, și a zis, domnule, era dubios de ce le-a mai luat. Vând ceai, vezi că vând ceai, l-au zis pe când nea bebe, cumva îi... Deci cumva că nea bebe disperat să caute ceai, înțelegeți dumneavoastră? Și i-a dat o pungă cu ceva și nea bebe i-a dat și bani. Și atât a fost, nu știu de ce l-a luat pe clientul meu aici. Domnul meu. Vă dai aduc la cunoștință că l-am prins cu două tipuri de droguri. Cu ce un job, cu patru jointuri. Un tip. Pentru că l-am găsit cu țiplă de marihuana și un joint. Chiar mai mult. Domnule, că n-avea așa ceva, nu știi. Și copil, câți ani avea? Domnule, era cu bicicleta 40. Acolo. 40 copilul. Era un copil bătrân, domnul polițist. Ori era... Adultor era copil. Acum păi ne copil cu bicicleta, tragem pe curs. E copil. Și un deci, copil. De unde să fac el rost de jointuri era de la și țiple de marihuana? Era de la Glovo. Păi, păi și Glovo, nu transportă mâncare. Păi așa am crezut și eu, că îmi dă mâncare să-i duc acasă la mama. Parcă erau ceaiuri. Păi mâncare și nu, ceaiuri. Nu, domnul meu, dumneavoastră m-am mințit. Domnul avocat, vă rog frumos, părăsi secția pentru că oricum nu a venit niciun act de identitate. Să văd și eu la dumneavoastră când domnul sunteți avocat. Domnul avocat, eu vă plătesc degeaba. Eu vă dau afară. Vă rog frumos să părăsiți colegii, duceți-l afară. Dacă se opune, luați și-l băgați la pușcărie. Domnule, dar nu-i corect. Hai.
Chemați cu șef. Domnul Negru, veniți aici că vă așteaptă pulele, veniți după. Colegul, tu o să-l duci la penitenciar. Pe rând, pe rând, pe restul, hai să plecăm. Haideți, domnul, după mine. Hai, că bag pe amândoi. Da. Nu bag glas, domnule, că n-au făcut nimic. Veniți, domnul, după mine. Rusule, vină cu... Domnul avocat părăsi secția, prin dreapta. Ajutați, ajutați-mă, domnul avocat. Luați-l pe ăsta de aici, pe avocat și chemă... Veniți după mine. Trebuie să spui la mulți ani, la mulți ani. Pascule, de ce nu oferi șanse egale? Cine e Pascule? Domnul medic, plecați, vă rog. Domnul medic, vă rog frumos, plecați. Haideți după mine. Chiar eu o să vă prezint celula. Haideți pe aici. Urcă unul acolo. Urcați amândoi. Urcă. Nu știu ce vreau să fac asta, dar... De ce pat? Unde ne duceți, domnul? Lași că te omor. Scuze. Unde ne duci asta, mă? Bă, unde ne duci asta? Ce faci, mă, bebe? Bă, care ești, mă, nu? Tovarăși tău, Bădescu. Bă, tu ești. Da, hai că te scap de poliție.